Mai avem exact o săptămână de dietă, cum ar spune doamnele, care până acum doar au mângâiat așa cu privirea mâncărurile lor preferate. E ca la examen, pe 25 vedem dacă l-am luat, că vin rezultatele. Dr. Sonia Burtic, aici de față, zice că și în sfântă zi de Crăciun poți să mănânci fără să te îngrași. Firește dacă ții seama de niște reguli pe care gata să ni le împărtășească. Bine ai venit, Sonia! Bine v-am regăsit! Mai mult decât atât, tu mi-ai spus că putem să facem în așa fel încât între Crăciun și Revelion să mai dăm jos câteva kilograme. Exact, adică dacă am făcut exces alimentar să ne reechilibrăm. Da, și până și în depinde... Revelion să încăpem iar în rochea aia mică, mică, mică. Exact, asta am să vă învăț azi, pe lângă ceea ce voi prepara, câteva reguli sau, bineînțeles, putem 3 zile, 4 zile de detox, ceea ce împărtășesc în mediul online cu cei care mă urmăresc, le explic cum se face. Dar azi am să vă spun câteva reguli de bază care, dacă se urmează, cu siguranță nu vom avea probleme. Vă garantez. Le notăm. Bun. Prima. În primul rând, trebuie să înțelegem că nu preparatele tradiționale sunt o problemă pentru kilogramele în plus. Nu ele ne aduc acel surplus. Probabil și cantitatea. Cantitatea și combinația. Așa. Și faptul că se consumă mult într-un timp extrem de limitat. Și atunci trebuie să avem grijă în primul rând la acest aspect. Spre exemplu, dacă știu că am două zile festive, prima zi de Crăciun și a doua zi, cam mâine așa mă duc la mama, cu exact. Așa. Asta însemna patru mese festive, da? Prânz, respectiv cină. Păi, mă gândesc și mă organizez astfel încât preparatele tradiționale pe care vreau să le consum să mi le împart. Adică nu mănânc și salata de beof și sarmalele și aperitivele și ciorba și friptura la aceeași masă. Sigur că mă gândesc, la mama mănânc friptura cu ciorba, deci cam așa trebuie să ne organizăm. De exemplu, la masa de prânz putem să alegem o porție de ciorbă tradițională, cum se pregătește, nimic deosebit, dar să înlocuim smântâna cu iaurt. Iaurt, 3%, 3,5% grăsime. Iar cafelul 2 putem să alegem 2-3 sarmale sau 4, dacă sunt mai mititele, da, depinde. Sau cafelul 2 putem alege pe lângă ciorbă aperitivul cu o felie de prăjitură. Mare atenție, am spus sau, nu, și. Și, am exact. Înțeles. Deci nu mâncăm și aperitivul, și felul 2, și ciorba. Dar aici văd că avem o combinație de lucrușoare care arată bine. Pot fi toate... Da, exemplu, așa alaltă? Vom alcătui salata de beof. Așa. După cum vezi, sunt preparatele dar tradiționale. Pui, vită, fiecare cum vrea. Își alege. Exact. Noi, de aceea nici nu îl avem. Noi este am o variantă mai light, dar vegetariană. Toate gospodinile știu că pieptul de pui, vita, ce își dorește, poate să prepare. Și avem așa, zucchini sau dovlecel. Da, tot, fiert. Exact, totul este fiert și deja tăiat. Morcovi. Aici ce crezi că am? Cartofi. Nu, pasternac. Ei! Deci acesta este un ingredient care secret. Nu îngrașă. Nu îngrașă, nu ne va da balonare, nu va reprezenta o combinație greșită cu alte mese. Cum te este ajut neutru să le punem înăuntru? Perfect. Deci eu pun eu pasternacul. Perfect, te rog. Așa. Așa. Tu mai ai aici, văd, avocado sau bizepremie? Da, sunt trei bucăți de avocado, bine copt, adică să fie moale, pasat. Acum eu pun dovlecerul. Dovlecerul și vin eu cu niște conopidă. Exact. Fac de seamă. Consistența va fi exact aceeași... Clasică. Exact, cu care suntem obișnuiți. Aici avem și ulei, murături. Mare atenție, sunt fără zahăr, sunt doar cu sare. Se găsesc oriunde, sunt la îndemână, trebuie doar să știm să le căutăm în supermarket. Așa, mai avem murăturile de pus. Da. Murăturile și... castraveții, a, sunt la tine. Sunt la mine. Perfect. Acum o să pun avocado și am să te rog pe tine să pui iaurtul. Imediat. Noi avem iaurt cu 10% grăsime. Oh, dragul! Da, fără nicio problemă, cu încredere. Și pun pe tot? Pe tot. Oh, ce generoasă ești azi. 300 de grame avem aici. Perfect. O să te rog să adaugi tu pătrunjelul, dacă ești de uță. Deci pătrunjel, lămâie... Hai să mai zicem o dată. Pastârnac, conopidă, avocado, morcovi. Iaurt, adăugăm și zeamă de lămâie după gust. Așa facem. Merg pe recomandarea ta, mai acrișoară sau mai puțin? Cum mai cum îți place ție. Să vedem dacă punem și ulei și cât. Așa, atât ajunge. Mulțumesc. Ulei cam o lingură. Uite, am să schimb și am să iau o lingură. Generoasă. Mai pun încă puțin, că lingura mea e
ușor mai mică. Nu nimic, că pe aia mai am păsat atât. Rămăsese niște euro. Așa. Iar acum vreau să le amestec repede, repede, repede. Și am să le așez în farfuria de aici, de sub șervețele. Gata. Așa. Și repet, puteți să adăugați ce fel de carne vă doriți dumneavoastră. Ce aș mai vrea să spun, de Revelion. Da. Sau până la Revelion, că am rămas datoare cu sfaturile. Exact, exact. Recomand, în primul rând, să consumăm mai multă apă. Dar știu că foarte multe persoane nu adoră neapărat apa, cel puțin dintre pacienții mei. Dar pentru slăbit e sfânt. Și cel puțin 3 litri. Însă putem păcăli consumul de apă prin a consuma mai multe ciorbe, supă cremă, ceaiuri de plante nedulcite. Da. Pe urmă, dacă am consumat desert, un desert, timp de 2 zile să ne abținem între sărbători. Cozonacul mănânc în prima parte a zilei. Neapărat, cozonacul sau felia de prăjitură, ceea ce ne dorim în prima parte a zilei. Ca să aibă timp organismul să arde. Da, și când în prima parte a zilei? Le recomand pacienților mei între mic dejun și prânz. Uh-huh. Gustarea aceea să fie o felie de cozonac sau ce poftim. Perfect. După care să nu sărim peste prânz. Se întâmplă des ca de sărbători, știi cum e, ne trezim mai târziu și ajunge ca prânzul. Exact, să fie micul dejun. Și mic dejun și prânz. Și ajungem exact... Te rog și cât ar trebui să... Consumăm. Exact, o dată. Având în vedere că are puține calorii salata de beef pe care eu v-am pregătit-o, 300 de grame cel puțin. Ca și poate fi ca garnitură, lângă friptură. Sau la micul dejun cu o felie de pâine. Cam asta înseamnă 300 de grame, draga mea, Teo. Așa, dacă din ochi. August. Dar lasă-mă, te rog frumos, să-ți o și ornez. Așa. Au, știi ceva? Asta cu ornatul, cred că... Deși, dacă te oferi, insiști, draga mea. Un pic de plating aici. Uite, un pic de roșu, să ne surdă norocul, nou la an, nu? Asta e doar de design, că dacă le puneam înăuntru, era bine? Sigur că da. Deși am pus castraveți murați, exact. Și am pus și niște... Ce am mai pus? Ai pus și murături. Da, 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 castraveți. Eu am pus și oțet, care de asemenea... Oțet, doamne. Lămâie. M-am luat cu vorba. Acum așteptăm deznodământul. Mi se foarte bună. Nu e așa? Și nu îngrașă. Și nu îngrașă și o putem asocia cu orice. La mic dejun, la prânz, la cină. Este ok. Minunată. Și în loc de maioneză am făcut cu avocado și la revedere. Și nu ne balonăm, nu ne simțim rău, totul este perfect. Iar în noapte de Revelion ne vom și simți foarte bine. Pe lângă mulțumesc că arătăm foarte bine. Mult, doamna doctor Sonia Burtic, pe care o invităm în emisiunea noastră ori de câte ori avem nevoie de un sfat practic. Și eu vă mulțumesc.